Aici, o să încep? Da, te rog, începe. Aici este marele pământ, plin de miros de tămâie și de o pătură de flori acoperit. Mărețul munte cu cele patru continente, purtând soarele și luna ca bijuterie. În mintea mea, mi le imaginez paradisului Buddha și le ofer în dar pe toate ție. Datorită acestei fapte, fie ca toate ființele vii, într-o lume plină de puritate să locuiască. Idam Guru Ratna Mandalakam Niryatayam. Ok. Te rog. Până la iluminarea mea, mă refugiez în Buddha, Dharma și Sangha. Prin puterea faptelor pe care le fac, să ajung, prin puterea faptelor bune pe care le fac, să ajung la iluminarea completă pentru binele fiecărei ființe vii. Până la iluminarea mea, mă refugiez în Buddha, Dharma și Sangha. Prin puterea faptelor bune pe care le fac, să ajung la iluminarea completă pentru binele fiecărei ființe vii. Până la iluminarea mea, mă refugiez în Buddha, Dharma și Sangha. Prin puterea faptelor bune pe care le fac, să ajung la iluminarea completă pentru binele fiecărei ființe vii. Mersi mult. Bun. Asta fiind zis, hai să mergem să o traducem. Deci eu o să-mi doresc să fac mai mult la rim. Și înainte să terminăm clasa aceasta, am o rugăminte din partea lui Vivian, din Guangzhou, care face o treabă foarte bună cu evenimentele de acolo. Geshe-la, ai uitat să ne zici care meditații le facem în care zi din retreat, adică la ea acolo. Și o să le zică chestia asta. Hai să căutăm și a dat cuvântul în tibetan în care să îl caute la capitolul nu știu care să mergem acolo. Începem. Este pornit aerul condiționat? Zice, fă mai rece cafe, o să adormă toți. Știu că nu vă place, nu îmi pasă. Dacă vă e frig, nu o să adormiți. So in the Yarkadusa Tsigba, then animals, they don't have air conditioning. Animalele nu au aer condiționat. And they don't have protection, really. Și nu au protecție. Dacă e afară foarte cald, e foarte cald. Și noi observăm că nu ne gândim la asta. Dar păsările pe care le hrănesc în fiecare zi și văd că suferă, nu își închid gura, știți cum fac vara să se răcorească. N-au cum să dea drumul la aer condiționat. Ele doar suferă. Sunt expuse capricilor vremii. Și în frigul iernii, la fel. Multe animale mor pentru că nu au nicio protecție. O suferință inimaginabilă. În Tibet. Zice cumva mulți ani înainte sau înainte. Era un lama care a văzut un vierme pe potecă.
pe un verme roșu, pe o piatră undeva. L-a ținut în palmă. Tu ești călugărul ăla din Tibetul de Est pe care îl cunoșteam eu? Și vermele a zis da. A putut să vorbească o, mă rog, o vorbă, o silabă. Nu e nicio garanție că noi oamenii nu putem deveni acești ieri, să zicem. Și am mai zis acum un lucru foarte important, era aproape să nu-l aud. A zis, unless we understand the pen. Doar dacă, mă rog, nu, doar dacă înțelegem pixul sau unless. În afara faptului că dacă am înțelege pixul, s-ar putea să nu se mai întâmple lucrul ăsta. Într-un alt lamrim povestește de acest lucru, să-mi aduc aminte care lamrim este, în care spune în calea numărul 2, știți că sunt 5 căi către iluminare și vorbim de a doua cale, a doua etapă, care se numește calea pregătirii, dacă mă țineți minte, după calea acumulării. În calea pregătirii sunt 4 etape mari și în etapa numărul 4, în partea prima din ele, cred, se întâmplă o chestie atunci când înțelegi pixul foarte bine la nivel intelectual. Despre asta a vorbit acum așa foarte, foarte scurt. În lamrimul ăla explică mult mai bine lucrul ăsta. Are legătură cu a vedea pixul, mă, cu a înțelege pixul la nivel intelectual despre tine însuți, despre persoana ta. Deci nu despre lucruri, ci despre sine. Are legătură chestia asta. Dar se poate să nu ajungi în tărâmurile inferioare dacă înțelegi pixul la nivel intelectual cum trebuie. Acum reiau traducerea. There was a family following Bumble is the old religion of Tibet. Era o familie în Tibet care era un avea o altă religie, Pombo. Mă rog, se închinau probabil la acelui zeu sau ce o fie la acest Pombo. Și vorbește de Milarepa. Iar a spus familiei, vrei să-ți vezi tatăl care a murit din familie? Și a mers într-o... la o piatră. A ridicat piatra și era un vierme acolo și a spus, ăsta e tatăl vostru. Uite aici. Ura. Deci, mie îmi place Milarepa. Este unul dintre cei mai faimoși organizatori de retreat din Tibet în tot timpul. Și și-a început retreat-urile la vârsta de 50 de ani. Așa că nu e prea târziu să începeți să faceți lucrurile astea, indiferent de vârstă, cum a venit, da? Așa că nu vă gândiți că este prea târziu. El a început la vârsta de 50 de ani. Vorbiți cu Michael și Melissa, puteți să veniți aici tot timpul anului. Este o cabană mică din asta care vă așteaptă acolo să meditați. Da? Puteți să vă gândiți la modul în care nu sunt atât de nașpa, nu o să mă renasc ca un vierme gheșela. Dar în adevăr, cu adevărat ești la o oră depărtare de a fi, să zicem, în vierme. O oră depărtare de ceva.
Unii oameni au murit la un moment dat, aproape că au murit venind către Diamond Mountain. A ieșit mașina de pe drum și a căzut undeva pe acolo. A supraviețuit. Deci poți să mori în drumul până apoi către Tucson, practic, da? E atât de, sau... Zice că nu e foarte fun să fii vierme acolo sub pământ, aproape nici nu ai cum să respiri bine. Încearcă să se miște așa prin pământ câte puțin, câte puțin. Sau vine vreo pasăre și îți mănâncă partea din față și partea din spate. Ești o oră la nivel de oră de depărtare, să zicem, de o asemenea viață. În tot timpul. Deci tare. Nu e nicio garanție că nu o să fim acolo și cu jumate de corp în ciocul unei păsări, să zicem. Deci dacă tot nu puteți deveni Buddha în viața asta, măcar meditați astfel încât să nu deveniți un vierme. Asta ar fi mesajul de acolo. Măcar fără atâta. Dacă nu poți deveni Buddha, măcar să ții protecție că nu devii animal. Da? Diamond Mountain vinde asigurări de viață. Most kinds of animals are not very attractive. Multe dintre animalele nu sunt atractive, da? E mai bine să ai o față de om. Fața de câine e puțin cam lungă, așa. Le este foame, le este sete, consumă toată ziua. Uitându-se după mâncare, asta e tot ce fac ei, animalele, adică. Și de multe ori nu găsesc această mâncare. Da, mulți mor în fiecare zi. Kigen Gyao. People always remember bad words in a foreign language. Nu știu de ce, dar oamenii își aduc aminte cuvintele mai nașpa din orice limbă străină, cum ar veni acest Kigen Gyao. So you can learn this one. Poți să înveți și pe ăsta. Insult word. Un insultă în tibetană. Câine. Bătrân. Cu fața, mă rog, e o glumă, e o insultă, arată ca Kigen Gyao, adică ca un câine bătrân cu fața zbârcită sau ceva, știu. Acum, spre exemplu, nu ne place ca cineva să ne zică, mă arăți ca un câine, știi? E inconfortabil. Dar este și mai nasol să chiar să fii un câine. Okay. Right now somebody called us. You look like a dog. We like. Deci dacă acum cineva ne-ar zice ai o față de câine, nu, o străbăm un pic din nas, nu ne place, clar. Dar dacă devii câine, este și mai nasol. Trebuie să se plimbe de jur împrejur, să caute locul unde să doarmă.
când am făcut exilul de 3 ani, era o pasăre care venea. Aveam o fereastră care avea o pânză la geam, o chestie. Venea în fiecare noapte, la fiecare, în același moment al nopții, era o ciocănitoare. Foarte frumoasă, colorată. Se uita după un loc unde să doarmă. Intra pe după pânza aia ceva. M-am uitat să văd. Și stătea cumva așa, uitat, mă târghiește. Își punea aripa așa cumva. Se uita la mine. Zice, pune înapoi aia, lasă-mă să dorm. Sau, bine, bine, hai. Am scris o carte despre asta, n-am publicat-o încă. La jumatea cărții, animalele încep să vorbească și să predea Dharma. Ei au fost prietenii mei în retreat. Stai puțin să fac eu o chestie. O secundă, ca să nu se mai audă asta aici, ok, mai bine așa. Și animalele precum câinele, mulți dintre câinii care sunt antrenați de oameni, ca și sclavi, uită să-și găsească mâncarea singuri, adică nu mai au acest antrenament. Așteaptă de la cel care îi deține să le dea mâncare, ca un slav. N-au altfel cum să-și găsească mâncare. If the neighbor's dog or some dog with no owner comes into your house, everybody says, "Oh, there's a dog in the house." Dacă vine un câine fără stăpân la tine în casă, o să zici, aoleo, un câine fără stăpân la mine în casă. In English, you say, "There's a strange dog in the house." E un câine ciudat în casa mea. Fug după el, îl prind sau îl lovesc. Ca și cum ar fi un demon, știi? Fără să aibă niciun motiv, tratează câinele rău. Dacă acest lucru nu este o scrisoare pe care și-a scris-o singur, atunci ce este acest lucru? Aș face referire la poștașul care trimite karma înapoi, către cel care a făcut-o. Cine a zis asta? Este o scrisoare pe care câinele de care vorbeam acum, care primește șuturi în fund când intră într-o casă neinvitat, să zicem, da? Este ca o scrisoare pe care și-a scris-o singur atunci când el a plantat karma respectivă. Este așa aleatoriu din întâmplare ce se întâmplă câinelui? Fără niciun fel de motiv, fără niciun fel de logică? So, a lot of monasteries have a gong on top of them. Multe mănăstiri au un gong deasupra templului. Și îl lovesc la timpul mesei. Deci zice că dacă nu în 5 minute nu te duci la locul de masă și rămâi pe terenul de debate, unde se fac debaterile, dezbaterile, mănânci bătaie, gen. De-aia toată lumea se duce la...
Deci dacă vrei să faci pupu mult, trebuie să te întorci înapoi acolo pe pe terenul de dezbatere. Când auzi acel gong, deci nu e pentru masă, e pentru să duci pe terenul de dezbatere. Și sunt mulți câini care încep să late, să urle atunci. Că aud acel gong. Bunca din Poce spune, acești căței au fost călugări în viețile anterioare. Și când aud acel gong, trebuie să mă duc și eu. Și mă rog, urlă și ei. Zice să caută probabil o imagine a unui băiat din Portugalia, fără gravă, zice. Fără internet. Unde internet? Am văzut de asta. Poate nu vrem internet. Sunt animale care arată ca au forme ciudate, mă rog. În fiecare seară venea cineva acolo. Deci în timpul ridicului punea afară un bol cu apă pentru animale. Mergea să văd cine spunea că vine. Un coyot venea în fiecare seară, în fiecare noapte. Și bea apă de acolo. A zice că câinii și coyoții au capul cumva și se uită în pământ, nu se uită sus prea mult. Cumva îl fac cu capul, a plecat mai jos. Și eu eram pe acoperiș, făceam mantră și el venea în fiecare seară. Foarte, mă rog, amestecă puțin între ele, rasele probabil arată ca o vulpe, coyotul ăsta, mă rog, da? E un coyot din ce înțeleg, totuși. Frumos era animalul. Nu se uita niciodată sus să vadă că el ieșea acolo și făcea mantrele, da? Și la un moment dat, pentru câteva săptămâni, vreo două, trei, înțeleg, toată apa dispăruse cumva, nu mai era pe acolo. Așa era împrăștiată pe jos. Și, o să fie un animal mare. Vreau să văd animalul ăsta. Și am fost afară și stăteam acolo și parcă afară, pentru două ore. Așa mi-am... Eu trecut timp în retreat și s-a uitat un zgomot mai mare, opa. Avea și un flashlight, o lanternă, scuze, a prins-o. Din bolul de apă ești doi. Deci în mijlocul desertului așa era această ăsta mare, o față mare, să zicem, animal, da? Vin de două, trei ori pe an, când... Ca un cozonac? Ca un ceva? Sunt multe animale, așa, dar nu înțeleg ce animal e ăsta. Deci au venit doi ochi, au ieșit din ăla. A, o broască foarte mare, da, o broască foarte mare. Deci care stau îngropate în deșert și când simt apă ies afară. O broască mare. În mijlocul deșertului. Deci ele ies afară de două, trei ori pe an. Când simt apă.
Ca, da, ca o clătită, era plată, da, probabil, cumva. Sunt multe animale așa, de diverse forme, diverse. Vizitul meu era un gândac care arăta ca un homar, așa. Foarte înfricoșător. Era așa mare și avea niște clești. Sunt foarte multe animale ciudate. Ați găsit? E gata? Să vă arăt un video. Un cel mai frumos video pe care le-am văzut. Poți să închizi lumina, te rog? E aproape conectat cu învățătura acest film. Ai și sunet? Hai să mâncăm acel gnocchi cu caracatiță. Mama invită pe copil în film acolo. Se vede undeva în colț un pic filmulețul. Da, mami. Caracatița nu e reală. Nu, nu. Bine. Pentru că nu vorbește și nici nu are cap, așa este? Nu, nu are cap. Are, sunt doar picioarele tăiate ale caracatiței. A. Și capul este în mare? Nu, este la piața de pește. Și omul a tăiat așa? De ce? Ca să putem să o mâncăm. Altfel ar fi trebuit să o înghițim întreagă. Dar de ce? Ca să putem să o mâncăm. E ca o vacă, ca un pui. Cum? Pui? Nimeni nu mănâncă un puișor. Nu mănâncă. Sunt animale. Da. Da. Hai să mâncăm gnocchi. Mănâncă cartoful atunci de acolo. Doar cartofii și orezul, da? Caracatițele sunt animale. Așa e, da. Toate sunt animale. Peștii sunt animale. Caracatițele sunt animale. Puii sunt animale. Vacile sunt animale. Porcii sunt animale. Da. Da, dar... Deci noi dacă mâncăm animalele, ele mor, nu? Da. Așa e. De ce? Ca să putem să mâncăm, dragostea mea. Dar de ce ele mor? Nu vreau eu ca ele să moară. Eu vreau să ele să stea în picioare. Bine, ok. Să nu mai mâncăm. Bine. Ok. Aceste animale trebuie să avem grijă de ele, nu să le mâncăm. Bine, ai dreptate, fiule. Mănâncă cartoful și orezul. Bine. De ce plângi? Nu plâng, dar mă rog. Am făcut ceva frumos? Bine, mănâncă. Nu mănâncă caracalița, mănâncă, mă rog. Era un lama undeva acolo. And, one family used to always give him gifts of butter.
Și una dintre familii, știți că ei merg să mănânce de pe la case, îi dădea tot timpul niște unt și niște carne. Then he didn't do the correct prayers with the food. Și nu a făcut rugăciunile corecte atunci când primea mâncarea. Deci tu când îi dai mâncare unui călugăr, el se presupune că trebuie să facă niște rugăciuni. Și când a murit, a fost, s-a renăscut ca vacă. Mă rog, spune diferența în tibetană între mama iac și tatăl iac, adică bou și vaca iac, da. A fost născut ca o vacă de sustenin care făcea mult lapte. Și a căzut de pe un deal sau ceva, vaca. A, și corpul a fost purtat de un râu. Cine a găsit-o? Familia care i-a dat carne lui. Au mâncat carnea acelei vaci, acelei femei iac, femele iac. Și în timp ce mâncau, a ajuns la oase, era scris ceva pe oase. Pe, mă rog, pe coapse, pe undeva. Da, era un mesaj pentru familia care, mă rog, pentru ei, cei care cumva le-a dat carnea și ăsta, untul. Îmi plătesc datoria, asta scria pe oase, acolo, mă rog, în tibetană, probabil. So in the monastery, în mănăstire, este un sistem prin care anumiți oameni primesc un tratament special. Dacă ești un lama renăscut, un tulku, ești un lama care s-a reîncarnat, nu trebuie să faci toată munca, nu trebuie să lucrezi în bucătărie și așa mai departe. Altfel trebuie să lucrezi la bucătărie. Am fost spălător de vase prime de 8 ani, în fiecare an. Pentru că nu eram un lama reîncarnat. Cum simt despre asta, nu vă zic. Și vorbește acum de o persoană care era supraveghetorul celor care erau voluntari. Da. Și kachu înseamnă un gheșe. Deci când ești gheșe, nu mai trebuie să mai muncești în bucătărie. Mixer. Tratament special. Mixer. O excepție. Nu trebuie să mergi la bucătărie.
Trebuia să lucrăm pe câmpuri cu vaca, cu astea. Să plantezi porumb. Muncă foarte grea. Dacă ești gheșe, nu mai treabă. Mixer, adică tratament special. Asta e un motiv bun să devii gheșe. Ha, interesant. Niciodată, de-a lungul, mă rog, vremurilor, niciun călugăr sau nu a primit un tratament special din partea karmei, nicio excepție din partea karmei. Face paralela cu această excepție care ai dacă ești gheșe și nu faci nimica, dar karma nu-ți dă acest mixel, această excepție. Sunteți tipi mari în mănăstire, oficiali, mari gheșe. Am niște vești pentru voi. Karma nu dă nimănui tratament special. Dacă nu ești atent, și ești un mare lama. Nu e rar ca să vină un câine la tine în fața casei sau un măgar și persoana schimbă poziția cu persoana din casă. Într-un an. Șef, măgarul devine marele șef și invers. Și șeful devine un măgar sau un câine. Se schimbă între ei. Schimbă locurile. Gacek nu e dificil, asta înseamnă. E ceva ușor, e ceva care se întâmplă des. Se întâmplă. Era o familie. O religie non-budistă, ca Veda. Și o mare parte din religia vedistă, sau nu știu cum să-i zic, este, mă rog, să omori vaci, adică poți să omori vaci. Și să oferi sângele, probabil, unei zeități, ceva. Uite, da, către un zeu. A făcut asta și în Ierusalim, un miel l-au omorât și deci toată karma o pui în acel miel, karma rea și îl omori cumva, asta ar fi sacrificiu. Toată lumea e curată, da? Această familie au făcut acest manciu. Marpo. Traduce. Care e ofranda roșie?
Da, să oferi sângele unei vaci. Da. Deci s-a întâmplat ceva acestei familiei. Au omorât vaca în acel ceremonial de ofrandă roșie, probabil așa se cheamă. Și printr-un, mă rog, printr-un ghinion, ceva bun s-a întâmplat. Înțelegeți? Deci, din nefericire, e povestea cu bătutul în microfon. În Moscova făceam acest discurs. Pentru cine nu a fost de față la acest discurs cu microfonul și cu bătutul, e o metaforă foarte bună pentru ce urmează acum. Deci vorbeam în Moscova și vorbeam și începeam să bat în microfon. Și un tip din spate zice, vrei să gheșați, să te oprești să faci asta? Te iubesc, dar mă deranjează dacă faci asta. Poți să vorbești, dar să nu bați în microfon? Îmi pare rău, zice. Trebuie să fac asta. Da. De ce? E foarte important să fac asta. Dar de ce? Cauzez ca soarele să apară mâine, dacă nu, nu. Și bătea în continuare în microfon. Dar de ce crezi asta? De câte ori bat în microfon, soarele apare. Stă-te la mine, ca un ciudat așa. Da, Gheșla. Nu e nicio conexiune. Cum să nu bat? Da. Fac asta sâmbătă, duminica apare celălalt. Fiți atenți acum la ce a spus și anume. Nu este adevărat că tot ce se întâmplă înainte de, mă rog, de ceea ce apare după este conectat. Da? Face disocierea între aparenta cauză și rezultatul care tocmai ce a apărut după. Nu e întotdeauna o cauzalitate între aceste două evenimente. Poți să omori o vacă sâmbăta ca ofrandă și duminică să zicem ei ceva profit de la altcineva din sat, da? Dar nu te gândi că trebuie să omori câte o vacă de câte ori vrei să obții bani din imobiliare, da? Este o întâmplare, o incident, un accident. Tatăl din familia aceea, înainte să moară, Kachem. Este un bun cuvânt să-l pui în dicționar. Înseamnă dorința din testament sau ultima dorință care să o pui prin testament. Scârtia pe care o faci. Dau pantofilul Emilie și așa mai departe. Kachem. În ziua în care am murit, vă rog să faceți un manciu. Să faceți cu banii pe care avem o ofrandă din aia, ofrandă roșie. Ca vreau ca toate lucrurile să meargă bine. Ce s-a întâmplat după aia? Ghiciți. Hai. So it wasn't that much, but a little much of it.
Vaca pe care a omorât-o la acel manciu, și că n-a fost chiar acel manciu, dar un alt manciu care l-au făcut mai încolo, familia lui, l-a omorât o altă vacă, așa, era el, vaca aia. Deci, tatăl acelei familii care a inițiat acele obiceiuri în familie, la următoarea ofrandă mai încolo, el a fost vaca care a fost omorâtă. V-ați prins? Karma lucrează așa, în acest fel. Propriul fiu l-a omorât. Dru, 6, tundruc, de la 6, 2. 6 înseamnă tundruc. L-a omorât de 6 ori, probabil l-a împuns de 6 ori. Pe tată. Cât timp mai avem, zicem, ghiașa? Adevărat? Atunci o să vă zic povestea toată. Îmi place povestea asta. Acum 30 de ani am găsit povestea asta și n-am mai găsit-o. E într-o sutra această poveste. Kama Vibhanga este sutra. O învățătură despre diferitele diviziuni ale karmei. Se numește sutra asta. Le Namba Chepa. Este ca, mi-aduc aminte de poveste foarte frumoasă. Este ca povestea acelei pește din spatele casei. Mă rog, și acum mai intră probabil în acea poveste. Zic să ascultăm povestea asta, că e foarte faină, să nu o întrerupem eventual și eventual după aia poate până și în pauză. Vedem cât de lungă e. Cred că v-am mai zis povestea asta, spune Gheș. Da, să vă mai citesc încă o dată. Am luat acum toată povestea de locul unde este prezentată. Pentru că John Brady muncește atât de mult, pot să fac acest lucru. Știți că se traduc foarte multe texte. John Brady este cel care traduce, care are în grijă acest program, ACIP, da? Îți mulțumim, John Brady. Toate cărțile care le prindă, știți că le traduc, le caută și le traduc, le bagă în computer. Astfel încât este ușor lui Gheșe să găsească aceste texte. Și mulțumește acum lui John Brady, care conduce acest program. Și echipa lui. Spune-ne că pe cineva. Sunt prea mulți gine. Jinme face kangyur. Sunt mai multe diviziuni. Kangyur, tengyur. O să vorbim în AC1 despre aceste diviziuni. Deci ea traduce titlurile printre altele oricum. Nicole face același lucru pentru Tengyur. Adam și nu mai știu cine acolo fac cărțile din tibetană. Ei traduc acolo, aranjează. Și Nick se ocupă de relația cu India, cumva se trimite acolo și se digitalizează, se întorc înapoi. Nu știu procesul, tot procesul.
Cine mai este aici? Oh, GB? Where's Can you stand up? I want to bathroom. Asta, îmbrățișez, mersi. Well, ah, da. E colegul care acum ați văzut că predă tibetana. E o clasă de tibetană care o predă acest coleg. Deci el face un dicționar tibetană, sanscrită și chineză. El face acest lucru. El este responsabil de partea online, astfel încât voi să puteți găsi aceste lucruri online. Și? Ce mai e? Katie? Ea face partea de publicare internațională a acestor documente. Cristina. Și ea face foarte mult traducere din partea de sanscrită. Și mai e o persoană care organizează ceea ce se scanează, nu știu câte milioane de pagini din sanscrită. Avem două joburi acolo. Trebuie să salvăm aceste cărți. Trebuie să salvăm cărțile și în același timp să adunăm și bani pentru acest lucru. Uneori că durează mai mult să strângi bani decât să salvezi aceste cărți. Hai să vă zic povestea. Eu v-aș sugera eventual totuși să ne oprim înainte de poveste, nu știu cât durează povestea. Să lăsăm pe Cristi să spună povestea. E o poveste foarte frumoasă. O să vă placă, sigur, povestea asta, da, și da. Să rămână ceva fain pentru data viitoare, spre karma, bineînțeles. Și sunt sigur că unii dintre voi care ați mai participat la traducerile de la Amrim ați mai auzit povestea asta, de poveste foarte frumoasă, foarte, foarte frumoasă. Bun, așa că o să punem pauză, uite aici, suntem la minutul 38 și 49, să punem pauză aici. O să închidem lecția astăzi. Da, e cineva care... Ok. Da, da, e foarte bine. Ok, ca să fie povestea frumoasă data viitoare toată, da. Întreagă. Da, și să fim liniștiți, să o ascultăm, nu presați de timp. Da, exact, 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 așa ceva, bun. Bine, păi, Lucica, dacă tot ai deschis tu microfonul, poți să citești finalul, cele două rugăciuni. Hai să vă mai zic încă un lucru legat de rugăciunile pe care le facem. Mandala este ca un fel de plată pentru învățăturile pe care le primim către profesor, către lineaj, către lama, către învățăturile care le primim. Refugiul și dorința sunt refugiul și dorința ca să-ți setezi motivația, intenția și așa mai departe. După care urmează învățătura propriu-zisă. La final se mai face încă o dată mandala, care este tot așa dedici schimbarea ta și tot ceea ce faci în lume, lumea pe care o creezi, pe care o proiectezi ca urmare a faptului că schimbi mintea, o dedici unui Buddha, deci un fel de recunoștință către învățătură, către învățător, către lineaj.
Și ultima rugăciune după, care este dedicația, este acea rugăciune care permite ca semințele pe care le-ai plantat în timpul învățăturii să fie multiplicate. Să fie multiplicate pentru că le dedici altora. Cel mai sigur mod în a multiplica o sămânță este să dedici sămânța respectivă altcuiva, nu să o ții tu pentru tine. Gata, și acum poți să citești, te rog frumos, Lucica. Aici este numele pământ, plin de miros de tămâie și de o pătură de flori acoperit. Mărețul munte, cu cele patru continente, purtând soarele și luna ca bijuterie. În mintea mea mi le imaginez paradisul lui Buddha și le ofer în dar pe toate fie. Datorită acestei fapte, fie ca toate ființele vii, într-o lume plină de puritate, să locuiască. Idam Guru Ratna Mandalakam Niriatayam. Ok, și dedicația? Te rog. Nu văd și mă, când trebuie să spun, mă confuzez. Nu văd pe ecran. Ok, imediat atunci, dacă zici că nu o vezi, ar trebui să o vezi acum. Acum. Datorită faptei mele bune pe care am făcut-o chiar acum, fie ca toate ființele să-și desăvârșească colecția de merite și astfel să dobândească cele două corpuri sublime, ce numai din cele două se împăcuiesc. Ok, mulțumesc mult și vă aștept diseară la ora 7. Avem două întrebări din lecția 6, din tema 6. Și diseară facem un test final, o să mă ocup să fac niște întrebări. Cine vrea să participe la acest test final de la cursul Tonglen? Chiar dacă nu ați fost, să zicem, la toate cursurile sau la... E ok să veniți, să răspundem împreună, să ne distrăm cu întrebările și cu răspunsurile din Tonglen. Clar, clar. Și mai e un lucru, chiar dacă nu ți-ai făcut tema, faptul că, adică unele teme, unele le-ai făcut, îți rămâne în minte, știi, și te ajută să-ți faci temele următoare. O să fac eu un PowerPoint cu întrebările și cu răspunsurile și o să alegem la întâmplare câte o întrebare și o să răspundem de acolo. Tragem din căciulă, să zicem, câte o întrebare. Da. Bine, pe ne vedem diseară atunci la ora 7. Vă aștept diseară. Zi bună, o zi bună, o săptămână bună. Mai bine, pa, pa.